Salutare, dragi prieteni! Astăzi am decis să fac un atelier în care să vă prezint tratamentele preventive pe care le fac eu la voliera mea la porumbei de ornamente. Și o să începem cu... De fapt, o să vă prezint exact ordinea tratamentelor pe care o fac eu și dozele de administrare. Vă reamintesc că noi facem tratamente preventive. Făcând aceste tratamente preventive, nu ajungem la să tratăm boala. Deci durata tratamentului este mult mai scurtă. Dar să trecem la treabă, să începem cu ormul. Ormul, eu le dau acest orm pentru toate produse de la Gigantel. Eu numai aceste produse le folosesc. Și cum vă ziceam, o să începem cu ormul. Ormul, acest medicament este pentru viermii intestinali. Și exact cum scrie și pe spate, înțelegeți, 8 grame la 2 litri de apă. O să dăm aici să vă și arăt, 8 grame la 2 litri de apă. Pentru o singură zi. În cazuri severe, mai avem aici, se repetă tratamentul la 10 zile. În cazuri în care observăm că porumbeii noștri ne elimină viermi după prima zi de tratament, este nevoie să dăm și a 10-a zi. Încă o dată să le repetăm. Eu nu le-am repetat, le-am dat decât în prima zi. Apoi, mergem cu Paratistop, un produs tot de la Gigantel. Acest produs îl folosim împotriva salmonelei. E un tratament de lungă durată. Exact cum vedem scris și aici, se dau 2 ml la 2 litri de apă pe o perioadă de 10-12 zile preventiv. Pentru că noi facem tratamente preventive. În caz de tratarea bolii, durata este de 14-18 zile. Dar noi, preventiv, dăm 10-12 zile, câte 2 ml la 2 litri de apă. Ce am uitat eu să spun? Între tratamente. Între orm. După ce am terminat tratamentul cu orm, venim cu vitamine timp de 3 zile. Timp de 3 zile punem vitamine în apă, am tot vitamine de la Gigantel. Și aceste vitamine sunt tot depus în apă și se pun, vedeți, am și subliniat aici să puteți observa mult mai ușor, 4 grame la 2 litri de apă. În interiorul flaconului avem o măsură de 8 grame, deci jumătate de măsură o punem la 2 litri de apă. Neapărat între tratamente venim cu aceste vitamine. Venim cu aceste vitamine. Am terminat și cu tratamentele preventive pentru salmoneloză. Venim aici cu Coccitrico, un tratament împotriva coccidiozei și tricomonozei. Coccidiozei și tricomonozei. Și acest tratament preventiv durează 3 zile. 3 zile, iar doza este de 8 grame pentru 2 litri de apă. Sau se mai pot pune și pe hrană, exact cum vedem aici. Putem să punem și 8 grame de praf pe 1 kg de hrană. La fel, avem aici o măsură de 8 grame. Și după acest tratament de coccidioză și tricomonoză pe care noi îl facem de 3 zile, venim cu aceleași vitamine timp de 3 zile după el. Și ca să nu mă mai repet, după fiecare tratament trebuie administrate vitamine. Vitamine pe care ajută porumbeii noștri la refacerea florei
intestinale. După cum știm, antibioticele nu sunt foarte bune, dar trebuie folosite. Și avem aici Ornides, iarăși un medicament foarte important, pe care îl folosim împotriva ornitozei și a micoplasmozei. Doza, tot de 8 grame pe 2 litri de apă sau pe 1 kg de mâncare. Noi preventiv administrăm acest medicament timp de 2-3 zile. 2-3 zile. Vedeți, și aici avem trecut preventiv tratamentul 2 zile, iar pentru tratarea bolii 5 zile consecutiv. Acestea au fost medicamentele ce le folosesc eu la voliera mea. Sper să ajute acest material. L-am făcut pentru că așa am promis că o să vin și cu tratamentele preventive pe care eu le fac înainte de punerea la perechea porumbeilor. Ne mai filmăm puțin. Și cu asta închei acest material. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!